Doresc să vă explic un pic ce înseamnă gelatina și cum o clasificăm noi în cofetărie, în funcție de puterea de gelifiere. În primul rând, gelatina este un produs care ne ajută la gelifierea sau închegarea produselor, mai pe românește, și este un produs termoreversibil. Trebuie să știți că gelatina se poate încălzi, gelifia și reîncălzi de N ori. Nu își pierde proprietățile. Gelatina este, în general, cea mai uzată în cofetărie, cea din oase și cartilage de porc. Este cea mai frecvent utilizată și, contrar a multor indicații de pe net, prin care se spune că prin fierbere gelatina își distruge proprietățile, eu am să vă dau un mic exemplu. Atunci când dumneavoastră faceți acasă piftie sau răcituri ca la noi în Ardeal, vă rog să răspundeți de câte ori vă fierbe, câte ore fierbeți acele piftii sau răcituri. Fără număr, poate două, chiar trei zile. Cu cât fierbeți mai mult piftia, cu atât gelatina va fi mai puternică și piftia va sta mai bine legată. Exact așa trebuie să o vedeți, să vedeți și gelatina pe care noi o folosim în deserturi. Nu își pierde proprietățile, puteți să o refolosiți de nenumărate ori, să o topiți în microunde și să o puneți la rece în frigider, să o congelați și să o retopiți și să o folosiți. Va avea aceeași putere de gelifiere. Pe etichetele profesionale veți găsi acolo o codificare prin care vă spune N blumi. Blumi înseamnă puterea ei de gelifiere și în cofetărie, cu excepție, se folosește gelatina Gold, care are o putere de gelifiere între 190 și 220 blumi. Este gelatina cea mai uzitată. În comerț, cea de la Dr. Oetker are undeva între 160-190 de blumi și este considerată gelatină silver, da? Puțin mai slabă. Cum hidratăm gelatina și cum o folosim? Luăm un vas curat, îl punem pe cântar și ne cântărim câtă gelatină dorim. Aici eu voi face din 30 de grame ca să înțelegeți și să vedeți. Avem gelatina pudră, Gold, da? Cu o putere de gelifiere între 190-220 blumi, pudră, da? De porc. Și avem 30 de grame. În mod normal și peste tot, adică 90% din rețete, veți avea hidratarea în de 5 ori masa de pudră de gelatină. Vom avea apă, da? Deci, dacă avem 30 de grame de pudră de gelatină, vom avea nevoie de 150 de mililitri de apă rece. Omogenizăm astfel încât pudra de gelatină să se omogenizeze cât mai bine în apă sau apa să acopere cât mai bine pudra de gelatină, cum vă este mai ușor. După ce o omogenizăm bine cu o linguriță sau o spatulă, nu o lăsăm în încăpere, la temperatura încăperii, pentru ca să grăbim cumva procesul de înflorire, de umflare a gelatinei în apă, o vom pune în frigider. Și o să mă întrebați de ce folosim de 5 ori cantitatea de apă pentru hidratarea gelatinei. Vă las acasă ca și temă să vă faceți un experiment. Dacă cumpărați foi de gelatină, chiar de la Dr. Oetker, chiar gama neprofesională, și puneți într-un vas cu apă foarte rece câteva foi. Cântăriți foile înainte de a le pune în apă rece și veți vedea că poate să aibă între un gram și două grame și aruncați-le în vasul cu apă rece. Scoateți-le după aceea din vas, după ce vedeți că se mai va dura procesul undeva 5-10 minute de hidratare a foilor și puneți-le din nou pe cântar și veți vedea singure că veți obține de 5 ori cantitatea de apă cu care se hidratează foile.
Deci asta e o regulă general valabilă pe care o folosim toți în cofetărie. Cât despre tipurile de gelatină, pe piața din România și nu numai, veți găsi următoarele tipuri de gelatină. Din pește, care este o gelatină halal și se folosește de către cei care au anumite confesiuni religioase sau care nu mănâncă vită și porc, este cea mai scumpă de gelatină, cea mai fină și care nu are niciun fel de miros și se consideră a fi gelatină platinum, adică are cea mai mare putere de gelifiere dintre toate tipurile de gelatină. O puteți cumpăra, o puteți folosi, un pic trebuie să fiți atente la recalibrarea rețetelor pentru că puterea de gelifiere a gelatinei din pește este mai mare. După care avem gelatină din vită, despre care trebuie să știți că este cea mai slabă gelatină, are cea mai mică putere de gelifiere și are ca blumi între 130, 150, chiar 160 de blumi. Mai trebuie să știți despre gelatina din vită, că miroase foarte urât, mult mai urât decât cea de pește după topire și la fel rețetele trebuie să vi le recalibrați și să măriți cantitatea de gelatină pe care o veți folosi în rețete, da? Trebuie să știți că pe plicurile de gelatină, gelifierea, adică hidratarea gelatinei, se face cantitatea plicului ori 10. Greșit! Pentru că veți hidrata într-o cantitate mult prea mare de apă și puterea de gelifiere nu va mai fi egală în rețetele pe care le veți găsi pe site-ul nostru sau orice altă rețetă profesională. Țineți cont că hidratarea gelatinei se face masa ei, greutatea ei, ori 5. Și o să vă explic imediat ce înseamnă masa de gelatină, cum o obținem și cum păstrăm odată preparată masa de gelatină. În piața din România și dincolo, în afara țării, să știți că gelatina tip foi, în general este din pește și se specifică asta pe cutie, dar dacă găsiți gelatină foi din porc, să știți că are fix aceeași putere de gelifiere ca aceasta pe care noi o folosim, gold, da? Aceeași putere de gelifiere, până în 200-220 blumi. Hidratarea se face mult mai simplu și nu veți folosi niciodată masă de gelatină din foi. Deci, luați foaia, o hidratați în apă, nu contează cât, să fie doar rece și în 5-10 minute o să vedeți că se înmoaie, le scoateți, le scurgeți ușor, nu le scurgeți să iasă toată apa din ele, nici nu vă permit de altfel și le veți folosi în preparatul cald. Avem aici masa de gelatină deja hidratată și o să vă explic acum o mare greșeală pe care o întâlnesc mereu la persoanele pasionate de cofetărie. O folosesc ca atare, deci o hidratează și o folosesc. Și tendința este să iei de aici, de la suprafață, o bucată din gelatină, din masa de gelatină. Ia uitați-vă cum arată aici și cum arată ea pe fundul castronului. Uitați aici câtă apă are și aici deja aproape este uscată. Prin urmare, niciodată nu veți avea aceeași putere de gelifiere de sus până jos, fără ca să nu mai faceți o procedură. Și această procedură este topirea mesei de gelatină, astfel încât să avem o masă omogenă. Și o să mergem în microunde să o topim. Deci, avem topită la microunde masa de gelatină și am obținut așa o masă compactă și omogenă. Trebuie să știți și să țineți cont că atunci când doar hidratați gelatina în apă și o lăsați așa în frigider, intervine în câteva zile procesul de mucegăire, pentru că acolo unde există apă, există bacteria și proteina, gelatina fiind o proteină, procesul de fermentație se întâmplă foarte rapid în câteva zile. Așa, topind și practic amestecând proteina cu apa, devine o masă foarte compactă. Acum o voi pune din nou în frigider, se va stabiliza și va deveni practic masa de gelatină pe care o să o folosim în rețetele care urmează. Avem masa de gelatină deja coagulată, da? Este ca un jeleu.
Și acum, trebuie să înțelegeți cum se calculează masa de gelatină. 30 de grame de pudră de gelatină pe care am hidratat-o cu 150 de grame de apă rece ne rezultă aici masă de gelatină de 180 de grame. Dacă într-o rețetă aveți masă de gelatină 10 grame, atunci veți împărți 10 grame la 6 și veți obține pudra de gelatină. Acum, cum o păstrăm această masă de gelatină? Ca să fie mai ușor în rețetele următoare, dacă dumneavoastră aveți deja făcută masă de gelatină și doriți să gătiți o rețetă în care este pudră de gelatină, atunci dumneavoastră pudra de gelatină din rețetă o veți înmulți cu 6 și veți folosi direct această masă de gelatină. Exemplu, dacă aveți 2 grame de gelatină în rețetă, ori 6, rezultă 12 grame de masă de gelatină. De aici tăiată, da? Din masa de gelatină. Cum o păstrăm? Foarte simplu. O tăiem, fâșii, cuburi, cum doriți noastră. Nu contează o formă anume, o dimensiune anume, chiar nu contează. Veți obține mici cubulețe de geleu. Bonus vă dau, când faceți torturi cu șampanie, aceasta este gheața din torturi sau de pe torturi. O puneți într-un vas sau într-o folie alimentară și o păstrați 3-4 zile în frigider. Dacă după cele 3 zile v-a mai rămas încă masă de gelatină nefolosită, o înfoliați bine în folie alimentară și o congelați. O etichetați, masă de gelatină produsă astăzi, ce dată e, și o scoateți de câte ori aveți nevoie. Cum o folosiți după? Ori o decongelați în cuptorul cu microunde, ori o decongelare lentă în frigider. Nici într-un caz la temperatura camerei.